În primul rând, la tematica și prioritatea priorităților care era legată această ședință extraordinară. O să distribui presii o adresă venită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Euronest, în sediul la Iași, în care împreună am făcut un proiect intitulat Îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență în condiții de iarnă. Pentru achiziționarea pe regiunea nord-est a 24 de autofreze de zăpadă și 6 de vehicule cu șenile în beneficiul membrilor asociației. Iași, Botoșani, Suceava, Neamț, Vaslui și Bacău. Deoarece termenul limită de implementare a proiectelor pentru perioada de programare 2007-2014 este luna decembrie 2015, iar perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, contractul de finanțare aferent acestui proiect trebuie semnat până la sfârșitul lunii aprilie 2014. În cazul în care, până la data de 17.04, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Euronest, nu primește hotărârea Consiliului Județean Neamț, contractul de finanțare nu va putea fi semnat, urmând ca județul Neamț să piardă echipamentele care urmau să îi fie repartizate în urma implementării proiectului. 3 autofreze de zăpadă și un vehicul cu șenile pe rost tip ATV în valoare de 2.561.857,30 lei. Urmarea discuției și faptul că astăzi colegii de la PSD și PPD și PDL, mai puțin domnul Dionisie Dumitrașcu, care este de față aici, în înțelegere cu PSD-ul, am înțeles că a primit sarcini exprese de la președintele PSD-ului, să nu participi. Și am rugat-o pe doamna secretară de a vorbi personal cu domnul consilier, liderul de grup, sau ce este, domnul Dan Vasile Constantin, și legat de această urgență. Urgența numărul 1 e treaba cu acest proiect. A spus nu că a vorbit cu directorul de la ADR, cu domnul Apostol, și a comunicat că se poate și până 28. Urmarea discuției, a rugat o doamnă, vorbește cu domnul președinte, cu domnul director sau președinte, ci directorul Apostol. La care Apostol textual zice, nu știu cine e Dan Vasile Constantin, și a zis, e consilier. Personal cu mine n-a vorbit nimeni. Este termen prin adresa care e trimisă. Consiliul Județenii trebuie să întocmească până pe 17, iar ei, depunerea documentelor la Uniunea Europeană, trebuie să facă pe 28. Ori între 17 și 28 sunt pașii care trebuie să-i facă dumnealor. Euronestul. Și eu, ca să nu mai interpretez unii și alții în fel și chip, o să vă distribui la presă și nu avem altă rugăminte decât să dați exact ce spun cei de la Euronest. Doamna, o fată din asta să de la cei interesați de la presă, dați câte o adresă de genul ăsta. Eu cred că boicotarea ședinței de astăzi are altă conotație. E durerea că din nou am adus pe ordinea de zi proiectul să supunem dezbaterii și aprobării proiectul cu managementul gunoaielor menajerii nepericuloase de la Giro. Asta un aspect. Vedeți, este a șasea oară. Că am spus, dacă considerați că ceva nu este în regulă și conveniți cu cei de la PSD, majoritatea care o reprezentați, că nu este în regulă, spuneți, domnule, asta nu este în regulă și trebuie înlocuit cu următoarea frază sau, eu știu, alte condiții. În limita ceea ce este întrecut în proiect și ce prevede proiectul și în normele Uniunii Europene. N-au venit cu nimic. La mapă sunt toate documentele, probabil că încă nu le-au dat ok sau nu au făcut aranjamentele
cu cei care trebuie să vină. Nu-i nimic, asta o să fie monitorizată și o să fim atenți să vedem care sunt interesele. Deci nu sunt decât interese personale și interese de grup, din partea unora. O altă problemă, cred că este durerea cu vacantarea postului domnului Vasiloiu. E clar, le-a respins și justiția suspendarea, este foarte clar, nu-i niciun secret. După ce trebuie vacantat postul domnul consilier Alin Antochi, care a fost promovat ministru secretar de stat la Ministerul de Justiție, are demisia depusă, nu văd ce ar fi alt motiv ca să spuneți-vă punctul de vedere, supuneți spre aprobare, dar menționez răspicat pentru toată lumea președintele Consiliului Județean, consilierii județeni nu au în atribuțiunile lor obligativitatea de a se implica în introducerea condițiilor de participare la licitații sau a anumitor norme. De-abia atunci vine și ne întreabă cel care este îndrituit să aplice legea în România, organele abilitatei ale statului, ne întreabă, tu președintele a Consiliului Județean sau consilier județean, care e motivul de te implici în această chestiune? Este obligația organului tehnic care stabilește normele și condițiile de participare la licitații, repet, le afișează pe SEAP, le ridică pe SEAP și cel care le aprobă este ANRMAP-ul. Nici de cum Consiliul Județean sau consilierii județeni în particularitate sau în întregul lor. Este clară treaba. Și pe această cale, eu personal vă spun că și fac apel la toate organele statului și la procuratură și la interne să vegheze cu strictețe și să se implice în această problemă, fiindcă lucrurile nu sunt ortodoxe, ca să spun așa, nu sunt curate la mijloc. Nu-i motiv. Data de 15 mai expiră termenul când se închid gropile de gunoi intermediare și vom fi nevoiți să cărăm gunoiul în alt județ. Pe banii cui? Nici pe banii lui Arseni, nici pe banii lui Ștefan, nici pe banii lui Tărâță, nici pe banii nimănui. Pe banii contribuabilului. Ori dacă nu suntem conștienți, eu profit de ocazia asta, n-are rost să vorbesc mai mult, suntem în Joaia Mare, să ne dea Dumnezeu sănătate tuturor și nimic altceva. Dar nu este posibil și nu este normal să se întâmple, deci a șasea oară, oare nu-și dau seama că lumea își pune întrebări care este motivul? Mi-am spus, doamne, poate nu vă convine ceva, nu le convine. Să vină concret să spună, doamne, e situația asta care nu e legală. Să o expună public, o să punem dezbatere, vedem ce este normal și ce nu, dăm drumul mai sus, dar dezlegăm calul de la gard, putem să trecem la treabă. Așa blocăm o situație fără nicio justificare. Justificarea o să o aibă când te duci acuși la poarta omului să-i spui eu sunt de la PSD sau de la PDL și PPD și vă cerim votul pentru europarlamentarii sau pentru prezidențiali. Asta e. Și lumea va proceda ca atare. Eu cam atât am avut să vă... Dacă sunt probleme, domnii consilieri prezenți la ședință, dacă au ceva de spus. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, pentru că este Joia Mare, nu am să-i critic așa cum am făcut-o în fiecare ședință de Consiliu, ci doar doresc să-i felicit. Pentru că o mână de oameni demonstrează că pot face cam ce vor ei cu banul public. Eu mă îndoiesc cu treaba asta. Deocamdată au încercat, au reușit în anumite situații, dar într-o atare situația nu fac cu banul public. Atare situația nu sunt de fericitat, sunt de blamat. Chiar dacă e Joia Mare, nu pot să-l felicit când el mă face să pierd 25 de miliarde. Dar ne demonstrează că se poate face politică într-un anumit fel. Și mă gândesc cu seriozitate la ceea ce a scris într-o ziar, că dacă și-ar fi pus cățelul personal pe listă, ar fi ieșit consilier.
Cred că dacă și-ar fi pus cățelul personal pe listă, în 2 ani de zile ar fi înțeles că problemele județului sunt reale. Care sunt problemele județului și poate am fi avut un vot în plus la problemele județului? Mulțumesc. Ce? Altcineva? Da, eu cred că aici trebuie să avem în vedere că sunt interesele comunității. Deci nu trebuie să mai ținem. A zis nu știu ce interese. Deci, în primul rând, interesele comunității ale oamenilor care ne-au susținut și ne-au dat votul de încredere. Și mai ales când este vorba de acest moment care trebuie dus undeva și care mereu trage la buzunarul omului de rând. Să toți îl plătim și ne interesează să plătim cât mai puțin. Ne pare rău că trebuie să vin cu această discuție, dar cred că ar trebui din partea unora să dea dovadă de mai multă maturitate și discernământ. Domnului Consiliul de Țin, necesitatea votării acestei legislații și faptul că nu putem decide noi anumite lucruri legate de acest proiect care sunt prevăzute în normele europene, am avut întâlniri și în procese verbale care au fost până acum întocmite. Consiliul de Țin a spus că în prima fază, cel puțin care a participat, a plecat la un zi acolo. Dar de unde a plecat până a ajuns la a doua zi la ședință, se pare că cineva le-a schimbat opțiunea. Pentru că puteți verifica, în toate procesele verbale, nu a fost unul care să zică că, doamne, am un nerămurire, rezolvați-mă și după aia mai văd. Deci ei au fost foarte clar, ei erau conștienți, ne dădeau dreptate, dar în momentul când se făcea cu banii la liderilor de partid, se schimbau automat opțiunea pe care o luase împreună cu toți consilierii. Deci este clar că nu este decizia consilierilor județeni. Consilierii județeni sunt și pe aici. Deci, domnule, nu se votează caietul de sarcini până nu se reușește să dea la gunoi anumite, șosetele anumitui individ de la nu știu ce partid, știi? Eu am zâmbit și eu la rândul meu normal că la asta și am spus, bă, cred că nu e normal să gândim așa, trebuie să găsim soluții de rezolvare a problemei ca atare. Deci, chiar dacă ne convine sau nu ne convine, noi trebuie să înțelegem că se uită lumea la noi și în loc să vorbească de gunoi, o să vorbească de gunoaiele din Consiliul Județean care își bat joc de populația județului. Deci, luați-o într-un mod foarte serios și cred că o să aibă urechi de auzit, că eu nu pot să, referitor la acest capitol, gunoiul menajer de la Girov, referitor, revin la apă și la canal, chiar dacă un anumit mare analist care se cheamă Trei Păduchi din Nouă Feluri a spus că pierderile la apă din județul Neam se datorează Luculiță Tărâță, că nu e în stare să pună la punct cele 60% din pierderile care se înregistrează. Eu îi dau răspunsul direct aici și fără nicio taină, n-am nicio reținere, să pună mintea la contribuții și să vadă cu adevărat ce face Tărâț în județ, dacă îi convine lui sau nu, mă interesează foarte puțin. Și e vorba de un anumit ziar din la noi, din județ. Nu mă interesează ce gândește individul, mă interesează cum se rezolvă problema. Și vreau să spun că trebuie să luăm, să analizăm toate cheltuielile care s-au făcut cu remedierile, cu reparațiile curente și reparații capitale, cu investiția de 32 de milioane de euro care s-a făcut, de ce cresc pierderile în loc să scadă? Eu n-am nevoie de explicația lui. Trebuie să dea explicații populației. Chiar dacă individul respectiv are anumite contracte de publicitate cu apa servă și cu alte probleme. Că mai devreme sau mai târziu o să dea cu subsemnatul tot. Să vă spun, nu e o amenințare, e o realitate și o durere pe care o are toată lumea din județ. Discutam la Roman cu primarul Leoreanu, zice, doamne, nu accept scumpirea prețului la apă pentru nimic în lume. Și am completat, nici la apă, nici la canal, fiindcă nu este normal. Iar pierderile care se înregistrează, mare lucru să nu fie parte din ele numai pe hârtii, fiindcă s-au făcut atâtea reparații.
ori nu care cumva, ori reparațiile nu s-au făcut decât pe hârtie sau în casa banii, așa cum se făceau și în alte ocazii. Da, mă rog, eu mă opresc aici cu clasa și dacă sunt întrebări. Parcă nu erași domnul Ursărescu pe aici? Nu, nu a venit, spunea să vine. Domnul Drăgan Osnac era la Bacău, că vrea să participe și dânsul. Da? Vrea să participe și dumnealui la conferință de presă. Dacă presa are întrebări. Păi chiar nu sunt întrebări? E joia mare. Eu vă mulțumesc frumos. Sperăm să găsim înțelegere și la viitoarea ședință să spună punctul de vedere, indiferent care este, să spună punctul de vedere și să dăm drumul odată la treabă. Vă mulțumesc frumos și sărbători fericite!